Tamara Simona. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Simona Halep. Simona, what did you just tell me a moment ago? How does this feel right now in the round of 16 of the US Open? I'm really happy that I played so good today. It was incredible for me. I played my best match ever. I enjoyed every point. I feel really good here on this court. I want to thank to everybody who supported me today. I hope next round just to enjoy and to play my best again. Such good tennis since June. I'm more confident in myself. I'm more aggressive on court, and I want just to take the pleasure every moment. And I did really well, so I have to keep going and to work hard. Well, I and all of New York hope you keep going. Congratulations. Thank you. Simona Halep, everybody. On to the round. Good morning. How are you? De mult mă simt foarte bine aici și joc un tenis, joc cel mai bun tenis din viața mea. Astăzi a fost un match incredibil pentru mine. Am încercat să iau doar plăcerea și să intru relaxat în teren, ceea ce mi-a ieșit foarte bine. N-am avut prea multe greșeli astăzi. Am servit foarte bine, loviturile mi-au mers. Ea este o jucătoare foarte bună, stă în top de mulți ani. Are multă experiență, dar am intrat foarte pozitivă și foarte încrezătoare. Turul următor, luni, vei juca cu o veterană, cu Flavia Panetta, o jucătoare cu mare experiență, care astăzi a învins-o pe, nu pe Kuznetsova, fostă campioană la US Open. Da, am mai jucat cu ea chiar anul acesta la Bastad. Am fost un pic accidentată și a trebuit să abandonez. Mi-a părut rău că am abandonat, dar am o nouă șansă să îmi iau revanșa și sper să joc să fac un joc bun, să fac un meci frumos și de ce nu, poate dacă reușesc să și câștig. Îmi doresc foarte mult să joc relaxată și încrezătoare ca și astăzi. 20 de români au fost lângă tine la teren și spune dacă ai un mesaj pentru noi și pentru ei. Da, vă mulțumesc foarte mult că m-ați susținut astăzi, a fost o atmosferă incredibilă pe teren, m-am simțit foarte bine ca și acasă, pot să zic, le transmit multă sănătate și vă mulțumesc că sunteți alături de mine mereu.